Treaba asta de pe Binance chiar este reală, iar titlul nu este un clickbait. Deja am început să văd că sunt destul de multe persoane care întâmpină problema asta. Prima persoană pe care eu o știu a fost păgubită de 15.000 de dolari, fără nici măcar să-și dea seama că cineva i-a furat banii. Astăzi vă arăt exact cum se întâmplă chestia asta direct pe Binance și ce puteți să faceți pentru a vă proteja de lucrurile astea. Primul lucru este să vă instalați un VPN, neapărat să fie plătit, nu sunt foarte scumpe, așa vă puteți proteja de hackeri. O altă variantă este să vă instalați un antivirus, nu știu dacă sunt neapărat buni împotriva atacurilor, dar cu siguranță cea mai bună variantă de a te proteja este să nu accesezi site-uri dubioase, să nu accesezi link-uri dubioase și să nu downloadezi niciodată nimic, indiferent de la cine primești. Hackerii nu vă pot accesa calculatorul dacă ei nu instalează mai întâi un malware. Asta înseamnă că malware-ul respectiv este trimis ori pe e-mail să downloadați ceva, ori vă este trimis într-un fișier pe Telegram sau orice ceva de genul ăsta. Încercați să vă feriți să downloadați lucrurile astea pentru că ei vă pot intra în calculator și voi nici măcar nu știți că îi aveți. Persoana pe care o cunosc și cu care am discutat mi-a spus că hackerul a fost la el în calculator cu 2 săptămâni înainte ca banii să dispar. Modalitatea prin care hackerii vă iau banii din Binance fără ca voi să știți este prin listarea unui NFT de pe contul lor la o valoare foarte mare, NFT pe care ulterior îl cumpără de pe contul vostru și automat banii se transferă de la voi la el. Vă arăt chiar acum. Bun, am intrat în Binance. Ca să fie mult mai simplu, facem direct să vedeți cum stă treaba. Deci am intrat, după ce am intrat, hackerul intră pe NFT Marketplace. Și odată ce intră pe NFT Marketplace, își caută, să zicem, NFT-ul lui și, nu știu, punem pur și simplu frog. Să zicem că și-a pus o broască. Și hai să căutăm un frog de dragul exemplu, te găsim această broască care e 20 de BUSD și de dragul exemplu o să vă arăt cum vă pleacă banii din cont. Păsăm Buy Now. Odată ce apare chestia asta, nu vă mai cere absolut nimic. Și am dat confirm. Și odată ce am dat confirm, am cumpărat NFT-ul respectiv. Collections. Și eu am această broască pe care am luat-o acum de dragul exemplului să vă arate faptul că oamenii vă pot lua banii din cont fără absolut nicio problemă, oricând. Odată ce ei v-au activat calculatorul și sunt în calculatorul vostru, pur și simplu poate să intre și să listeze de pe alt cont NFT-ul ăsta, au intrat și l-au cumpărat fără să primiți niciun SMS, fără să primiți mail, fără să primiți absolut nimic. Cum puteți să vă protejați chestia asta? E simplu. Intrăm în dreapta sus, dăm pe account limit sau limită, cum aveți voi dacă e în română, iar aici edităm valorile și le edităm în maxim 100 de dolari. Deci nimeni nu poate să cumpere cu mai mult de 100 de dolari de pe contul vostru dacă vă accesează contul. Drept dovadă că eu am dat 21 de BUSD pe acele NFT, iar acum nu pot să mai cumpăr decât 79 de dolari astăzi. Dacă cumva observați că vă dispar bani din cont, pur și simplu, cel mai probabil e de aici. Iar dacă el vrea să sustragă bani mai mult timp, nu poate să sustragă decât 100 de dolari pe zi. Iar dacă el vrea să modifice limita asta, să zice că vrea să pună 10.000 de dolari, când dă continue, nu poate fără two-factor authentication. Sper că v-a fost de ajutor, sper că ați învățat ceva și până data viitoare vă urez mult succes!